Salut, suntem Omul cu Sobolani și vă Salut, suntem Omul cu Sobolani și vă transmitem salutări de la Electric Castle. Electric Castle. Electric Castle, foarte bine. La revedere. Suntem cu Omul cu Sobolani care tocmai au terminat de cântat pe scenă. Cum vă simțiți la Electric Castle și ce înseamnă Electric Castle pentru voi? O chestie mare de care ne-am bucurat pentru prima dată anul ăsta. Mișto, foarte mișto. Foarte încântați că am fost chemați în sfârșit. Da, pentru că de câțiva ani ne-am tot uitat așa cu jind și în sfârșit am fost chemați, am venit, am prestat. Sperăm noi bine și frumos, lumea s-a distrat. Cam asta a fost, deci e de bine. Cum v-ați simțit pe scenă pentru prima oară la Electric? Mă gândesc că ați primit o anumită energie din partea publicului. Foarte mare scena, deși cu multă experiență am fost căcat pe mine de emoții, da, acum trebuie să recunosc. Lumea a reacționat foarte bine, putem să spunem că au reacționat ca de obicei la concertele mari ale noastre. Ale acestei formații foarte mari. Renumite formații. În care ne aflăm cu toții. Da. A fost bine, a fost bine, foarte bine a fost. Bine, bine, mai la ora asta, foarte bine a fost. Care sunt, ce mai faceți voi acum? Zi și tu, Mihnea, avem de gând? Eu mă opresc puțin la Electric, fiindcă n-am zis nimic. Vin de 4 ani aici, este primul an când și cântăm. Mă tot uitam, mi-aș fi dorit foarte mult să se întâmple, iată că s-a întâmplat. Noi în momentul ăsta lucrăm la album, sperăm ca în primăvara anului viitor să lansăm. O să fie al nouălea album. Nouălea, ceva genul ăsta, probabil. Cine le mai numără? Exact. Numai viața unui om doar din două filtre. Scandal, scandal. Și încercăm să ne... Să ne împărțim între concerte și trasuri. Da, ăsta e jobul actual. Tragem albumul, sperăm să fie gata în primăvară, dar între timp avem multe concerte. Da, 6 festivaluri numai în august. Și după aia, în toamnă, urmează o lansare de single nou. Și tot așa. Deci, da. Cumva, una peste alta, noi de 3 ani tot lansăm single-uri. Noi, pentru viitorul album, ne-am oprit anul trecut pentru OCS 20, am făcut 20 de ani anul trecut, în caz că nu se știe. Da. Se știe. Bun. Am văzut și tricoul. Se știe. Anul ăsta am început, am scos alt single, Vorbești în somn, da, deja. Acum două luni, scoatem la toamnă și dacă suntem gata cu el, la primăvară album. Deci cam așa. Și probabil că o să fim gata, că bani la biserică am dat, Doamne. Da. Și dacă n-ai dat, s-au luat oricum. S-au luat. Cum vă simțiți? Cum vă simțiți ca trupă cu o vârstă de 20 de ani? 21 deja anul ăsta. Ne simtem bine, ca să zic așa. Nu știm când au trecut. Asta e singura șmecherie și cred că asta ne ajută foarte mult la continua demersul muzical, ca să fiu foarte high. Că altfel, dacă ne zicea cineva că o să facem 21 de ani și că o să fim în viață, încă nu i-aș fi dat... multe... Două palme. Exact, doar vreo două palme. Du-te mai de aici. Ce s-a schimbat în muzica voastră în toți acești ani? Nu cred că s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Avem, efectiv, evoluția noastră ca oameni și ca instrumentiști, ca să nu zic muzicieni, că e deja ușor toată mult. Lumea. Da, toată lumea. Se vede foarte bine în ultimele piese pe care le facem, de obicei.
noi nu facem absolut nimic diferit față de ce făceam în urmă cu 20 de ani. Adică trăgeam cu aceeași credință, cu aceeași inconștiență. Poate că acum, mai bătrâni un pic fiind, muncim un pic mai greu. Gen, mă mai doare o șală, o sciatică. Altfel, eu nu știu. Oricum, Mihnea e și mai bătrân, așa că el ne zice sigur și mai multe. Nu s-a schimbat nimic. Suntem aceiași oameni. Nu, noi suntem la fel de pasionați sau motivați sau demotivați, la fel de depresivi și la fel de empatici sau nu. Deci, practic, nu, noi n-am crescut foarte mult, poate doar din punct de vedere instrumental și muzical, adică nu mai cântăm atât de prost cum cântam înainte. Poate, sper. No, da, așa ceva. La asta altfel, am lucrat la un asta pic, s-a lucrat, cumva. Adică obișnuința... Da. Altfel, da. Mesajul... drive-ul nostru este același. Da, ne place să credem că e nealterat în continuare. În schimb, suntem la fel de bine, repetăm. Care este cel mai greu lucru de care vă loviți în cariera voastră de instrumentiști? Instrumentaliști. Instrumentaliști. Bă, e chestia aia de vai, mă repet. Știi, deja... Da. Ca și instrumentist, cumva te gândești, bă, când faci ceva, vai, dar asta am mai făcut, sau chestia asta, în felul ăsta am mai lucrat, sau... Și, dar noi de fiecare dată am reinventat cumva, hai să lucrăm puțin altfel, hai să facem altfel, hai să mai întoarcem pe toate fețele. Și, dar de asta te lovești inevitabil, de chestia asta, de spaima, frica că te repeți, bă. Bine. De fapt, e, oricum, rămâne acolo în sala de repetiție, că dacă apuci să te repezi, nu o să iasă nimic până la urmă, nu o să scoți. Vă gândiți că vă repetați în melodiile noi pe care le faceți sau faptul că le cântați pe alea vechi de prea multe ori? Exact. Despre melodiile noi e vorba. Despre melodiile noi este vorba, pentru că pe alea vechi le cântăm și pe alea într-o proporție aproape de 50%, dar noi în playlist băgăm chestii noi, încercăm să tot asimilăm ce facem nou în playlist. Deci, însă nu avem cum să scăpăm de niște chestii și niște dinozauri gen Od în Piața Romană, Razna și tot așa, pentru că ne bate lumea. Și eu sunt mic, dar mă aleargă lumea pe stradă după aia. Dacă nu le cântați. Da, dacă nu le cântăm. Sau dacă le cântăm. Sau dacă le cântăm. Unii ne aleargă și dacă le cântăm. Altfel nu cu are dreptate și încercăm să fim proaspeți și cu astea noi. Cu unele cred că reușim, cu altele habar n-am cât de mult. Ideea e că e greu să scrii și versuri știind că ai scris multe pe aceeași temă sau pe aceeași senzație sau feeling. Deci, na, și cu chitara e la fel, cu toba la fel. Ce ați învățat în toți acești ani? Foarte multe chestii nespuse. Astea... Și nu e cazul. E prea de vreme, încă e prea zi pentru atâtea dezvăluiri, dar sigur, ce am învățat a fost o camaraderie între noi, ceva de speriat, adică de fiecare dată, în orice moment, dacă unul era un pic mai jos, era tras de ceilalți, fără doar și poate și fără muștruluiri pe genul. Adică chiar... o să zic o prietenie din asta dubioasă în formație, ceea ce am auzit că oamenii prin formație se mai bat, se despart, se bat. La noi nu prea e, da, adică, repet, și e o camaraderie din asta așa foarte... Nu e o prietenie în adevăratul sens al cuvântului, nu știu, nu e prietenia aia, nu e chestia de... Dar nu stăm mereu nu toți stăm la bere în fiecare seară. La bere, da. În fiecare seară sau nu e genul ăla de... Dar cred că nici nu puteam mult. Avem și eu mai am un prieten. Și eu unul, sau doi, nu mai știu. Și eu am și o pisică. Eu am un copil, e bine. Uite, Mihnea,
Are eu am două pisici, un copil. Și ce-am învățat în ăștia 20 de ani, că ce-am făcut noi în toți ăștia 20 de ani a fost că am tratat muzica exact ca pe un hobby și niciodată n-am raportat la chestia asta ca la un business. La un moment dat începe să devină și ușor business, dar n-am tratat-o niciodată așa și ne-a ars de muzică și atât, și automat n-aveam de ce să obuștim cumva. Că aveam, eu zic bine, că aveam de ce să obuștim și cred că și dacă o gândeam, și nici acum nu cred că o gândim ca business, pentru că dacă o gândești ca business, te-a pus să faci alte chestii. Noi o gândim ca business, cu toate că la un moment dat poate aveai tendința asta, s-au mai văzut cazuri, da. Și nu ne-am gândit niciodată la asta. Ne-am văzut de muzică și cam atât. Să o facem pur și simplu cum vrem și cum ni se arată și cum se pune acolo, așa, să lăsăm nimic deplasat, nimic pentru comercial, nimic pentru vândut, nimic. Nu suntem de vânzare în principiu. Și cred că chestia asta, că nu suntem de vânzare, e cam cel mai bun lucru într-o formație de rock and roll, cred eu. Sau rock, sau ce facem noi aici. Sau de fapt în orice formație. Cred că asta, să nu fii de vânzare, este secretul și dacă al creativității, al longevității și al bunului simț în tot ce faci și scoți. Cred că dacă e vreo diferență față de alte trupe, cred că aici stăm. Simțiți că v-ați atins picul? Nu cred că o să simt vreodată așa ceva. Nu cred că o să simt vreodată că gata, asta a fost, de aici nu mai pot mai sus. Mai ales că nu cred că am făcut mare lucru, să zici că gata, am zis tot ce aveam de zis. Deci cred că exact, ai mare dreptate. Atâta timp cât lumea se bucură la orice fel de concert și la cel mai mic lup și aici la Electric Castor, practic asta te ține cumva așa și pe mine cel puțin asta mă interesează. Dacă aș fi venit aici pe scenă și lumea se uită așa scârbită, uite și păștia, ce sunteți voi, bă, Sobolani? Aaa, Sobolani, aha, Ciuma Roșie sau ce? Aaa, am înțeles. Nu e bine, nu. Asta voiam să vă întreb, unde vă place vouă să cântați cel mai mult și să vă destrăbălați? Adică când simțiți drive-ul ăla pe scenă de o iei razna o luați cu toții? Bă, noi am cântat foarte mult în cluburi mici. Am rupt toate cluburile astea mici din țară. Mici, medii și mai nou le rupem pe alea mari. Ceea ce e bine, e bine, foarte bine. Eu am emoții peste tot, deci nu pot să zic că am un loc favorit. Însă, da, pe din astea extrem de mari, deja simți că te ia un pic. Dar nu pot să zic că n-am emoții și pe alea mici. Adică și în cluburi de 200 de oameni, aceleași emoții. Stă ăla și-ți respiră, se uită în ochii tăi și ce faci? Ce faci? Da, uite, fac acum. Hai, mai fă. Eu încep să mă obișnuiesc cu asta foarte mari și... Partizan. Încep să mă obișnuiesc cu astea mari și nu-mi displac, adică putem să dăm și de asta din ce în ce mai multe. Dar întotdeauna o să ne întoarcem un club super... cu super chef, adică... N-a zis nimeni că nu ar vrea și mai multe din astea mari, doar că, repet, mie mi-e aceeași frică și am aceleași emoții peste tot. De ce vă este frică? Din muzical? Din... Băi, mi-e frică de înălțime. Zăpadă. Urăsc zăpada, frigul. Vor ăștia să mă ducă la... Da, nu mă spun acum. De înălțime. În principiu de înălțime. Da, vrem să-l ducem la un festival... O ard low jos, așa. În Alpi, undeva, la anul, și nu prea vrea, că e zăpadă și e frig. De ce mi-e frică? Nu scap.
La asta mă gândeam inițial. Mi-e frică de un public inert care să n-aibă chef de joacă fotbal, ca să zic așa. Altfel, ca să parafrazez un vers al unui poet cunoscut în viață, nu mi-este frică decât de mine. Păi, cred că mi-e frică să nu mi se taie cheful, dar de fapt e o frică degeaba că dacă 21 de ani nu mi s-a tăiat, de acum încolo nu văd de ce mi s-ar mai tăia. Deci nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau, bau.